greutate pentru mine a însemnat o schimbare foarte, foarte, foarte mare, în primul rând de tonus. Sunt mult mai optimistă. Ce mă bucură pe mine acum cel mai tare este faptul că de la mărimea 42 port mărimea 36 și cred că nu mi s-a mai întâmplat acest lucru de prin liceu. Deci se cheamă că acum am trăiesc a doua tinerețe, e ok. Dificil ce am făcut în privința alimentației, dar ce am realizat este cumva ordonarea meselor. Eu am o viață extrem de agitată, sunt foarte mult pe drumuri, dar în acest moment am 3 mese regulate pe care le respect foarte tare pentru că fac și foarte mult sport și prin urmare am nevoie și de carbohidrați și de proteine. Din când în când reușesc și partea cu gustările. E adevărat că nu-mi ies în fiecare zi cele 2 gustări, dar măcar una, da, încerc să am o masă de fructe, o gustare de fructe. De foarte mult timp, ca să nu zic mulți ani, eu mă luptam cu kilogramele în plus. Este foarte adevărat că, deși am avut multe intenții bune, ele au fost doar soluții temporare și nu pe termen lung. Îmi lipsea foarte mult încrederea în mine și pe aceasta am căpătat-o aici. Este foarte important să ai cu cine să discuți problemele pe care le întâmpini, să le identifici în primul rând și sfatul meu este să, ca oamenii să încerce, să-și dea o șansă, pentru că se poate. Eu am ajuns în stadiul în care iubesc sportul acum și dacă mi-ar fi spus cineva că asta se va întâmpla, probabil că n-aș fi crezut niciodată, dar iată, este posibil.